Bună ziua și bun găsit la știrile, care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Recitalurile verii continuă cu Silviu Biriș la Onești. Lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional de la Larga Dofteana sunt la un pas de finalizare. Conducerea Spitalului Onești ia măsuri împotriva acuzelor aduse în mediul online. Duminică 21 august de la orele 18, un nou spectacol va avea loc în Parcul Municipal din Onești. Administrația publică locală, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești, au pregătit un spectacol extraordinar. Este vorba de o călătorie muzicală cu destinația Bucureștiului Interbelic, în care ghid de călătorie va fi Silviu Biriș. Repertoriul acestuia include șlagăre celebre, reorchestrate, însoțite de povești și de parfumul unor ani eleganți. Nu vor lipsi melodii cunoscute precum Zaraza, Căsuța noastră, sau Cel mai frumos tango din lume, reinterpretate pe ritmuri de samba, cha-cha-cha sau chiar tango. Mai multe detalii aflăm de la directorul Bibliotecii Oneștene Radu Rosetti, Ionuț Stenie, purtătorul de cuvânt al primăriei Onești. Și pentru că oneștenii participă număr foarte mare la evenimentele în aer liber organizate de Primăria Municipiului Onești în Parcul Municipal, ne-am gândit să profităm din plin de vară și iată, în fiecare weekend al lunii august organizăm evenimente care să-i bucure pe oneștenii dornici să iasă la plimbare, dar și să participe la un eveniment cultural. Așadar, am pregătit pentru data de 21 august, în aceeași locație, Parcul Municipal, un recital extraordinar susținut de actorul, dar iată și cântărețul Silviu Biriș. În cadrul recitalurilor verii am pregătit un program cu melodii din românești din perioada interbelică. Eu zic că va fi ceva interesant, să vă notați în agendă și să nu lipsiți de la acest concert. De asemenea, pentru că există dorință din partea oneștenilor, pe data de 28 august, în cadrul aceluiași proiect și în aceeași locație, invităm pe toți iubitorii de muzică folclorică la un concert susținut de Viorica Macovei și cântăreața Elena Comăneci. Vă așteptăm așadar la evenimentele bibliotecii și ale Primăriei Municipiului Onești. Lucrările începute la Căminul Cultural de la Larga Dofteana sunt aproape de final. Ritmul accelerat de lucru al angajaților firmei care realizează lucrarea, dar și seriozitatea acestuia, au făcut ca lucrările să fie aproape finalizate cu mult înainte de termen. Despre toate acestea aflăm mai multe informații de la primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor. Domnule primar, suntem la Căminul Cultural. Ultima dată când am venit erau niște ziduri, acum văd că ați pus acoperișul, ne-am luat de o grijă. Da, aș putea să vă spun că partea exterioară este finalizată. Acoperișul, termosistemul, de acum s-au mutat la interior. La interior au de amenajat interiorul, dar și aici merg către finisaje și apoi urmează încălzirea, centrala termică și celelalte componente care stau la baza finisajului. Eu sper ca în 2 luni de zile maxim să fie gata. Deci, cu alte cuvinte, după ce o să înceapă școala, putem veni aici la evenimente. Eu zic că în luna lui octombrie cred că vom începe evenimentele aici. Așa gândesc eu. Bineînțeles, acum la exterior mai sunt multe de realizat și anume acest zid de protecție care vine în partea, deci e o diferență mare de nivel, vine o parcare, vine canalizarea apelor pluviale care ne condus mai încolo de organizarea de șantier, cum spuneam și împrejmuirea și apoi finalitatea lucrării. De unde bani pentru realizarea acestui imobil? Da, deci Compania Națională de Investiții este unicul investitor pentru acest obiectiv, iar Primăria Comunei Dofteana vine cu o confinanțare în bani vechi de 9 miliarde. 9 miliarde ce intră? Branșament electric, branșament de apă, amenajarea curții, împrejmuirea, sediul centralei termice, canalizarea apelor pluviale, parcarea, pavele pe parcare și multe, multe care vin la exterior. Și nu sunt cheltuieli eligibile și le faceți cu bani din bugetul local? Sunt eligibile, dar la momentul când am semnat acest contract, m-am angajat în calitate de ordonator principal de credit că voi asigura aceste sume pentru confinanțare.
lucru pe care am obligația să-l fac. Există contract pe neeligibil și există contract pe eligibil. Compania Națională de Investiții nu predă acest obiectiv până în momentul în care nu am achitat și eu factura celor care construiesc lucrarea. Deci, inclusiv la ora actuală, mi s-a cerut factura și documentația de la branșamentul electric și instalația electrică, toată documentația de la branșamentul de apă, deci pe moment ce ei înaintează cu construcția, noi trebuie să înaintăm cu utilitățile și împrejmuirile, parcările și partea exterioară. Deci dintotdeauna, orice guvern, orice proiect, fie european sau guvernamental, nu există proiect fără cofinanțare. E normal, noi trebuie să punem la dispoziție amplasamentul, trebuie să punem la dispoziție utilitățile, trebuie să punem la dispoziție împrejmuirea, trebuie să punem la dispoziție parcarea și toate celelalte care sunt în exterior. Că slavă Domnului, dumnealor au asigurat trei sferturi sau mai bine trei sferturi din finanțarea proiectului. Iar dotările din interior? Da, tot în acest proiect fac parte și le asigură ei. Deci tot Compania Națională de Investiții, dar investiția este la 1 milion de euro evaluată, care a fost aprobată, deci proiectul l-am făcut 2017-2018, a fost introdus la sfârșitul anului 2019, s-a pus lucrarea la licitație și apoi a durat cu licitația, cu contestații, cu apeluri în instanție, și până la urmă s-a judecat acest executant al lucrării. Și atât că aveți parte de un constructor serios și muncitor foarte bun profesioniști, lucrările au avansat foarte bine. Da, dar nu am despre executantul lucrării, n-aș putea să spun că am vreun reproș, acești oameni au lucrat odată cu venirea putopirea zăpezii, deci vă vorbesc de luna martie și până la ora actuală aproape în fiecare sâmbătă, doar sărbătorile legale care au stat acasă, că au fost Sfintele Paște, atât catolici cât și ortodoxi, în rest au lucrat zi de zi, bineînțeles cu program prelungit. Zi lumină. Da, zi lumină. Felicitări, domnule primar, și felicitări constructorului că s-a ținut de treabă. Mulțumim frumos, doamnă, să rămână. Luni 15 august, elevii și profesorii din Târgu Ocna au organizat un târg de produse realizate chiar de ei prin imprimare 3D în laboratorul de tehnologie digitală Solidarity Fab Lab. Acesta urmărește să creeze contacte și să genereze oportunități de colaborare între elevii din Solidarity Fab Lab, Târgu Ocna, și industriile sau oamenii de afaceri din zonă, cu intenția de a crea tinerilor o deschidere pe piața muncii. V-am văzut mai devreme că v-au plăcut foarte, foarte mult produsele de aici și aș vrea să-mi spuneți, să-mi povestiți cum știți voi că s-au făcut aceste produse. Îl trebuie să vedem. Cine vrea să spună? Andrei. Andrei. Cum au prin imprimanta 3D. Exact. Și care produs ți-a plăcut ție cel mai mult? Am acasă o vulpe cu 9 cozi. O vulpe cu 9 cozi, nu? Și din ce, da. din ce desen animat este vulpea cu 9 cozi? Naruto. Din Naruto. E un personaj cunoscut de voi? Da. De toți? De toți? Și da. Toți? Da. Da. Și dacă ar fi să mai facem alte produse, ce v-ar plăcea să mai facem? Ce personaje? Ia zi. Ursul din Winnie de Pluș. Ursul din Winnie de Pluș? Da. Ok. Naruto original. Ok. Vrei să ne spui, vreți să vă apropiați un pic și să-mi spuneți ce mai vedeți aici? Că eu nu le știu chiar pe toate și știu că voi știți mai bine. Știu pe acesta. Așa, ce este acesta? E Mortis dintr-un joc cunoscut ca cunoscut de noi. Așa. Și a fost odată. Star Wars. E din Star Wars? Da. Am înțeles. Și cum se numește personajul? Nu știu, dar m-am uitat. Super. Ok. Și ce personaj mai recunoașteți voi? Eu mai știu. Ying și Yang. Ying și Yang, da? Da. Ok. Ha, cine vrea să Stema ne de la BMW. Stema de la BMW. Ok. Eu mai știu. Ea, ce? Mickey Mouse. Mickey Mouse, exact. Exact. Tema de la Tesla. Dar ce este Tesla? O mașină foarte populară. Dar de ce e populară? Pentru că el e electrică. Am înțeles. Da, și Supra. Supra. Ce este Supra? E tot o mașină, doar că e foarte cunoscută din Dar de ce e așa de cunoscută? Fiindcă a fost creată, nu mai știu, când a fost. Dar pentru ce? Adică de ce a devenit așa cunoscută? Fiindcă pentru copii a fost o... Face ceva special mașina aia? Da. Ce anume? Are multe chestii interesante la ea. Am înțeles. Și extrem de rapidă. Este extrem de rapidă? Da. Am înțeles. Alte personaje pe care le-ați recunoscut? Eu. Acest leu. Ce e cu leul ăsta? Lopata asta e din Minecraft. Din Minecraft, și ok. Și sabia din Minecraft. Da. Minecraft este un joc cunoscut. Așa.
Produsele expuse au atras o mulțime de curioși, fie că au venit din curiozitate, fie chiar au vrut să cumpere un cadou. Târgul s-a bucurat de un real succes. Produse interesante, cum vi se par? Este un târg al produselor. Păi sincer să fiu, abia am venit. Dar cum vi se par? Că văd că v-au făcut cu ochiul de ați venit. Da, da, interesante. Mai ales coșulețele astea, chiar foarte interesante. Acum vroiam să știu și eu, să mă informez. Da, da. Sunt imprimate 3D. Ah, arată bine, interesant, nu? Interesante, interesante. Doamne ajută să te vândă. Ok. Asta okay. E. De unde sunteți? Eu de aici, din Comuna Părgănești. Comuna Părgănești, da. Am înțeles. Da. Ați venit aici să... Eu aici locuiesc. Am înțeles. Stau în chirie. Ok. Atunci vă lăsăm să faceți cumpărături. Da, Doamne ajută, să le iau pe toate, dacă pot. Obiectele construite de licen pentru acest eveniment au fost diverse și amuzante. Machete, obiecte decorative, jucării de asamblat pentru cei mici, suveniruri personalizate și globulețe imprimate cu fotografii de familie. Iar tinerii vă oferă cele mai originale idei de cadouri. 24 de cupluri au fost premiate cu diploma model de viață la Târgu Ocna. A fost o zi emoționantă atât pentru cele 24 de cupluri, cât și pentru toți cei prezenți. Mulțumim organizatorilor acestei festivități, care a fost și este emoționantă. Mulțumim primăriei deci orașului Târgu Ocna. Mulțumim distrișilor preoții care au ținut o frumoasă slujbă care ne-a emoționat. Mulțumim și în primul rând, cred că lui Dumnezeu, că am ajuns să sărbătorim această vârstă, respectiv 50 de ani de la întemeierea familiei creștine, de la căsătorie. Cred că la baza familiei creștine stă iertarea. Iertarea, răbdarea, înțelepciunea, să nu mai cântărim cât ar greși unul sau altul, să ne iertăm reciproc, așa cum ne învață și Scriptura. Vă doresc ca anii care vin să fie plini de sănătate, de bucurii, împrimiri și, în primul rând, cel mai important este sănătatea, pentru că acum trebuie ne încearcă bolile și diverse alte probleme de vârstă. La mulți ani și ani sănătoși! Miercuri 17 august, în jurul orelor prânzului, salvatorii Băgăoane au fost solicitați să intervină în localitatea Nicolae Bălcescu pe E85, în urma unui apel care anunța producerea unui accident rutier. La fața locului s-a deplasat o auto specială de stingere cu apă și spumă, descarcerare, auto specială de primă intervenție și comandă, un echipaj smurt și o ambulanță SAJ. În urma accidentului dintre două autoturisme au rezultat 5 victime, din care o victimă descarcerată conștientă și preluată în vederea transportului la spital de către echipaj. Echipajul SAJ, o victimă preluată în vederea transportului la spital de cel de-al doilea echipaj SAJ, o victimă preluată în vederea transportului la spital de către echipajul SMURD, două victime minore care au fost evaluate de către echipajul SMURD și au refuzat transportul la spital. La locul evenimentului s-au asigurat măsurile PSI, iar circulația rutieră a fost dirijată de către un echipaj de poliție. Conducerea Spitalului Onești ia măsuri împotriva acuzelor aduse în mediul online. A fost transmis chiar un drept la replică împotriva celor care, fără probe, au denigrat și acuzat personalul medico-sanitar de rele tratamente. Ba mai mult, medicii vizați vor să ajungă în instanță. Mai multe aflăm în minutele următoare. Acum vorbim, o să abordăm subiectul. Au fost o serie de acuzații în mediul online și am văzut și un drept la replică al conducerii spitalului, aș putea spune destul de tăios. Haideți să vorbim și despre acest caz, oarecum inedit, în care aparținătorii nu reclamă nimic, ci reclamă alții. Care ar fi situația? Da, a fost o situație a unei paciente care a fost internată inițial pe cardiologie. După aceea a mers pe infecțioase pentru că a fost depistată și pozitiv COVID. A mai stat acolo 3 sau 4 zile. Mă rog, deci toată perioada de spitalizare, ea s-a întors după aia, a fost pe ATI, că a fost într-o stare destul de gravă. Și de acolo a revenit pe cardiologie.
Ea mai a fost în cameră cu o altă pacientă care a făcut niște poze, echimozele care erau la mâini din cauza perfozilor, a injecțiilor, tratamentului care s-a făcut, pacienta fiind de 86 de ani. Și în condițiile astea și la o simplă apăsare pe mână se creează o echimoză. Dar și la da, se da. Și aceste poze împreună cu niște acuze foarte grave au fost postate în mediul online, inclusiv că a fost contenționată, legată de pat, cu greutăți, că i s-au luat bijuterii, adică acuze foarte grave. Noi am postat după aceea dreptul la replică al băiatului acestei paciente, pe care a spus că a fost fiul doamnei, care a fost arătat că mama a beneficiat de îngrijire medicală, așa, și este mulțumit și nu a fost de acord cu aceste, inclusiv faptul că doamna în anumit moment a fost în comă și s-au luat bijuteriile, telefon și bunuri personale care au fost predate pe bază proces verbal fiului. Da, de asemenea, contenționarea nu se face decât baza recomandării medicului curant și a medicului psihiatru și această manevră este consemnată într-un registru special. Ori această, în acest caz, nu a fost nici vorba de nicio contenție. Și medicii au fost dânși la rândul lor, cei care au tratat-o foarte supărați și indignați de cele așa și au rezervat dreptul de a acționa în judecată persoana respectivă personal, conform legii în vigoare. Adică, într-adevăr, pot fi situații în care apar nemulțumiri din partea pacienților privind serviciile medicale, modul în care sunt tratați de anumite infirmiere, o asistentă, lucruri pe care noi încercăm să le rezolvăm permanent prin verificări, controle și pe această cale spunem tuturor aparținătorilor sau pacienților când au o problemă deosebită să o semnaleze conducerii spitalului și să găsim soluțiile împreună. Vinea 12 august, pe dealul Coșna, din imediata vecinătate a comunei Pârgărești, au urcat câteva mii de oameni, fie din localitate, de pe Valea Trotușului, Cașinului, Oituzului, dar și Taslăului, din toată țara sau chiar din toată Europa, pentru a participa la un eveniment de suflet. Este vorba de un ceremonial militar-religios ce a avut loc la ansamblul monumental construit în memoria eroilor căzuți la datorie în războiul de reîntrăgire națională. Baza 95 aeriană, reprezentată prin muzica militară a garnizoanei Bacău, aeronavei Iar 99 Șoim și iar 330 socat au participat la ceremonia dedicată eroilor căzuți în primul război mondial. Bună ziua! Mulțumesc! I'm sorry, my Romanian is very low, so I'm trying to speak in English and after I'm switching in French. Mon général, messieurs les officiers, chers amis, chers camarades, c'est un très grand honneur au nom de l'ambassade de France et encore plus de la mission de défense d'être présent aujourd'hui pour cette commémoration. Commémoration qui célèbre une fraternité d'armes entre la France et la Roumanie, une réussite commune entre les armées françaises et les armées roumaines pour une période sombre de notre histoire, mais aussi une période de franche camaraderie. Raison pour laquelle aujourd'hui l'armée française est encore au soutien de l'armée roumaine pour un front commun sur l'est de notre continent. Soyez certains que nous serons toujours à vos côtés et que notre réussite ne s'arrêtera pas au combat de la Grande Guerre. Merci à tous, merci à toutes et au plaisir de vous revoir. Emoționat a fost și primarul comunei Pârgărești, Marius Gabriel Gheorghiță, care a ținut să mulțumească tuturor celor care au venit la acest eveniment de suflet. Un eveniment de suflet, toată Valea Trotușului, Valea Oituzului au fost și au răspuns prezenți pentru a ne memora eroii căzuți pe dealul Coșnea.
M-am bucurat că au răspuns și domnii generali și Bucureștiu și reprezentanții ambasadei franceze, ambasadei Germaniei au fost prezenți pe dealul Coșnea. Înseamnă că este un eveniment de importanță internațională, poate să devină, dacă nu forțez un pic interviul, dar prezența dânșilor pe dealul Coșnea înseamnă mult pentru comunitatea din Pârgăreș și, de ce nu, pentru județul Bacău. O scurt așa, să zicem, idee, ca în opinia dumneavoastră, câți oameni au fost astăzi prezenți, câte suflete? Da, din estimările instituțiilor care se ocupă cu siguranța cetățenilor pe dealul Coșnea, undeva peste 1000-1100 de oameni sunt prezenți pe Coșnea. Și asta mă face să mă bucur, pentru că renaște această idee de a ne respecta eroii. Au fost prezente, a zis, oficialități locale, județene, dar și, de ce nu, parlamentari europeni, pentru că una peste alta, eroii nu au granițe, eroii nu au naționalitate, eroii rămân eroi. Da, după cum știm foarte bine, domnul președinte Dragoș Benea, europarlamentar, e un prieten al comunității noastre și al județului Bacău. Știm experiența dânsului din administrația județeană și centrală, iată că acum onorează invitațiile și din postura de europarlamentar. Noi ne bucurăm că dânsul răspunde de fiecare dată afirmativ, împreună cu colegii din Consiliul Județean, din Prefectura Bacău și chiar din Parlamentul României. Ați avut parte în organizarea evenimentului și de implicare a armate și acest lucru s-a văzut, totul a fost pe ceas. Da, noi suntem parteneri în acest eveniment, dar să nu uităm că astfel de evenimente cu astfel de implicare le organizează armata. De asta au fost câteva zile de foc, de pregătire, și mă bucur că ne-am corelat efectiv pe secundă și pe ceas, cum se spune. Asta dovedește încă o dată că România are o armată perfectă, o armată pregătită, o armată care face parte din structurile NATO și din Uniunea Europeană. Nu am putut să nu remarcăm, o parte din locuitorii comune au venit îmbrăcați în costum tradițional. Suntem români. Da, suntem români și apreciez oamenii care au venit îmbrăcați, inclusiv angajații primăriei au venit îmbrăcați așa, nu că am cerut eu sau altcineva, ci pentru că așa au simțit astăzi să fie prezenți, dar cu această ocazie îi îndemn de fiecare dată să poarte cu mândrie costumul național românesc și tricolorul în piept. Comemorăm faptele de arme petrecute pe dealul Coșnea în poate cel mai complicat moment din istoria noastră recentă. După 2 ani de turbulențe, cu pandemie și inerentele ei consecințe negative, războiul de agresiune din Ucraina, dar mai ales folosirea grânelor și a energiei pe post de armă geopolitică, prefațează o perioadă cel puțin la fel de dificilă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 18 august, în cea mai mare parte cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 28 grade Celsius. Sunt posibile pe alocuri furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Vineri, 19 august, în cea mai mare parte cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.